Să ne ridicăm și să rostim o rugăciune. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vilean. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și te mântuiește pe noi. Amin. Stimați invitați, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, parohia noastră în fiecare an organizează mai multe seri duhovnicești sau conferințe. Anul acesta, în perioada postului Crăciunului, ne-am gândit să organizăm o conferință, Credința, Inima și Sufletul. Știm foarte bine cum este scris în Sfânta Scriptură, dacă am avea credință cât un grăunte de muștar, am spune muntelui să se mute și se mute. Prin credința în Dumnezeu, viața noastră capătă sens, scop și sprijin. Sufletul este plin de o comoară neprețuită. Fără credința în Dumnezeu, nici robia nu o poți înlătura și nici libertatea nu o poți ține. Sufletul omenesc are puteri minunate. E înzestrat cu inteligență și poate astfel să descifreze universul care îl înconjoară, să alcătuiască noțiuni, să le ordoneze, analizeze, să organizeze sisteme. Sufletul e înzestrat cu libertate și poate, în mod liber, să-și hotărască destinul și să-l realizeze. Dar aceste două facultăți sunt puse în mișcare de inimă. Ea este cea care revelează eu-ului meu starea și aspirațiile sale. La om, sufletul se poate învrednici de darurile cele mai înalte ale Duhului Sfânt, care sunt Duhul Cunoștinței, Duhul Luminării, Duhul Înțelegerii, Duhul Înțelepciunii. Duhul și sufletul omului sunt unite în chip nedespărțit în timpul vieții, într-o singură alcătuire. Viața pe deplin umană e viața duhovnicească. Asceza creștină constă în a te strădui să introduci în inimă sentimentele bune, căci numai ceea ce e în inimă, are valoare în ochii lui Dumnezeu. Și spunem în Psalmul 50 al lui David, inimă curată zidește în lumină Dumnezeule și Duh drept înnoiește. Sfânta Scriptură acordă inimii importanță nu doar ca un organ primordial și simțitor, ci ca organul cel mai important al cunoașterii, organ al gândirii și al perceperii. Astfel, inima este organul de comunicare al omului cu Dumnezeu și, prin urmare, ea este organul cunoașterii supreme. Organul minții și al voinței este socotit creierul, care ancorează cunoașterea, simțirile și gândurile în viața reală, le determină să ia aminte la nevoile reale și le face capabile pentru o lucrare folositoare. Creierul este un organ al atenției la viață, al adaptării la realitate, iar inima este sălașul binelui și al răului, după cum ne-a spus însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Pacea inimii
vine din darul lui Dumnezeu. Harul Duhului Sfânt, pogorât în inimă, o umple de mântuire și de bucurie, căci roada Duhului e bucuria, e pacea. Sfântul Luca al Crimeii, care a fost chirurg, savant și deopotrivă arhiereu al Bisericii lui Hristos, ne-a dovedit prin viața lui că un om de știință poate fi profund și credincios. Credincioșii însă nu neagă niciodată datele științifice, dar consideră că deasupra lor stăpânește o putere superioară, Dumnezeu. El însuși, Sfântul Luca al Crimeii, stăruia să răspundă bolnavilor atunci când îi opera. Nu este mâna mea cea care operează, ci însuși Dumnezeu. Deci în creier și în inimă se intră de mână cu Dumnezeu. De aceea am deosebită bucurie să vi-l prezint pe domnul profesor Grigore Tinică, cel care operează, așa cum spunem noi, pe inimă. Lucrează cu inima. Domnul profesor Grigore Tinică este născut în Basarabia și este managerul Institutului de Boli Cardiovasculare de aici, prin Iași. Desigur, alături avem pe domnul profesor Ion Coiată, cel care lucrează cu mintea, care operează pe creier. Părinții dumnealui s-au născut tot în Basarabia și dânsul s-a născut la Iași, locuiește în Iași și este profesor neurochirurg la Spitalul de Neurochirurgie de aici, din Iași. Vă mulțumesc că ați venit în această seară să ascultăm pe acești doi mari distinși profesori din Iași în aplauzul dumneavoastră. Bună seara! Când părintele mi-a propus să țin o conferință în fața enoriașilor, am avut o mare, mare dilemă și o mare problemă. Ce pot să spună un om de știință în biserică? Ce poate să spună un om de știință în biserică? Trebuie să spună niște lucruri care să fie pe înțelesul tuturor și totodată trebuie să le ajustăm în așa fel ca să nu supărăm pe bunul Dumnezeu care este deasupra noastră. De aceea am încercat să aduc aici la dumneavoastră o parte din cunoștințele mele despre inimă și poate astăzi, plecând de aici, să fim mai inimoși, să fim mai buni, să fim mai sănătoși. Deci inima ocupă un loc unic și spectaculos adesea în istoria omenirii, fiind un simbol primar, mediator al contextelor spiritual, mental, cosmic, religios sau cultural al existenței umane. De la începuturile omenirii, inima cu pulsațiile și uneori magiile sale, dătătoare de viață, a constituit una din marile enigme și misterii ale vieții. Dacă rațiunea ne oferă înțelegerea pragmatică asupra lucrurilor, filozofia creștină ne dă esența existenței noastre, sub ambele ei aspecte, atât morfologic cât și spiritual. Ce este inima? Ne întrebăm noi astăzi, dar înainte de a ne întreba ce este inima, ne întrebăm care sunt condițiile supreme și fundamentale ale existenței umane și le definim cum ar fi libertatea și sănătatea. Dar o națiune nu poate să se dezvolte fără credință, fără educație, fără echilibru, fără legalitate, fără etică și în evoluția mea, de multe ori m-am gândit că toate aceste elemente pornesc de la creier, de la inimă, de la suflet și de la spiritualitate.
Există spiritualitate și credință în chirurgia cardiovasculară? Și dacă există, atunci care este legătura dintre inimă și credință? Cum poate această legătură să ajute pacienții noștri și metodele caracteristice chirurgilor? Și dacă la început a fost cuvântul inima în limbajul cotidian sau în cuvintele cotidiene, poate sau este de multe ori folosită ca inimă rănită, inimă frântă, inimă caldă, lipsit de inimă, inimos și așa mai departe. De altfel, limbajul cotidian abund de expresii metaforice privind limba. Istoria omenirii demonstrează că inima este adaptată diferit în diferite culturi, ceea ce poate fi translat în plan filosofic, în sensul că inima poate egala măsura sau dezvoltarea. Conceptul de inimă a jucat un rol determinant în integrarea corpului uman încă din antichitate. În concepție hipocratică, inima nu reprezintă sediul minții și gândirii, ci era senzitivă și uneori afectabilă prin acțiunea umorilor, deci prin temperament. Cu excepția grecilor antici, puterea mentală și semnificația simbolică a inimii au fost cruciale. Inima, unind populații din diferite părți ale lumii și din diferite timpuri. În Evul Mediu, Avicena încearcă să identifice funcțiile inimii, deși nu avea o înțelegere comprehensivă, holistică, privind funcția sa. Rezultatul anatomiei din timpul Renașterii și a determinat o reînțelegere a structurii funcției organelor și sistemelor. Majoritatea cercetătorilor consideră cordul sau inima organ tetracameral, iar desenele lui Leonardo da Vinci prezintă în manieră relativ fidelă mecanica cardiacă suprapusă pe morfologie. Patologia Renașterii era umorală, inima fiind indirect cauzată de diferite infirmități ale corpului. Puritatea inimii era puritatea sângelui și condiționa sănătatea corpului și a minții. Inima era pusă în mișcare de emoții, diferitele temperamente fiind responsabile de alterările psihosomatice în concepția lor. Medievalismul a remodelat perspectiva asupra patogenezei cardiopatiilor, puternic influențată de perspectiva creștină. Harvey demonstrează că activitatea corpului prin spirit este fiziologic imposibilă, deoarece inima nu este anatomic constituită pentru a postula acest mecanism. Sfânta Scriptură ne spune despre inimă mult mai mult. Aproape fiecare pagină a Bibliei face referire la inimă, iar cel care o citește pentru prima dată nu poate să nu observe că inima este organ primordial al simțirilor, organul de comunicare a omului cu Dumnezeu și, prin urmare, organul cunoașterii supreme. Noul Testament construiește concepția despre inimă pe baza scrierilor din Vechiul Testament, dar sensul de inimă are un conținut diferit în creștinism și iudaism, probabil datorită dramatismului vieții lui Iisus Hristos. Conexiunea dintre sânge și inimă, prefigurând simbolismul inimii în cultura europeană. Inima are putință de a-L simți pe Dumnezeu,
putere despre care vorbește Apostolul Pavel în Areopagul Atenian. Ce să îl caute pe Dumnezeu? Doar l-ar pipăi și l-ar găsi, deși nu e departe de fiecare dintre noi. Fapte 17:27. Sfântul Petru arată că podoaba voastră să nu fie cea din afară, împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, într-o nestricăcioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Inima mea spune cele de la tine, căutați chipul meu și eu voi căuta chipul tău, Doamne, în Psalmul 26. Noul Testament construiește concepte despre inimă pe baza scrierilor din Vechiul Testament, dar sensul de inimă are un conținut diferit în creștinism și iudaism, probabil datorită dramatismului vieții lui Iisus Hristos, o conexiune dintre sânge și inimă, prefigurând simbolismul inimii în cultura noastră europeană. Inima are putință de a-L simți pe Dumnezeu. Aplicarea prin marele figuri de literatură universală a terminologiei cardiovasculare pentru a caracteriza experiențele emoționale stă la baza limbajului modern în medicina contemporană. Spre exemplu, la Shakespeare, Lady Macbeth își simțea inima bolnavă datorită sentimentelor de culpabilitate, descrierea bătăilor inimii prefigurând o metodă premodernă de diagnostic, măsurarea pulsului. Pulsul radial bătea ca un fenomen natural, se relefiază activitatea sufletului. Spiritul vital locuia în inimă și se suprapunea unei cauzalități funcționale. În momentul în care sufletul era afectat, mușchiul inimii reacționa tonic, alterând contractilitatea cardiacă. În ultimii ani, noile discipline fiziopatologice și psihosomatice, ale cărui teren datorită evenimentelor psihosomatice, în cauzalitatea psihosomatică, esențială în determinismul diferitelor patologii. Practicianul cardiolog sau chirurg cardiovascular se confruntă zilnic cu realitatea afecțiunilor psihosomatice, deoarece mintea imaterială nu poate preemina asupra minții somatice. Teoriile medicale moderne sunt în armonie cu dualismul minte-corp. Sufletul și inima sunt la intersecția sinelui cu credința, spiritualitatea și practica și practicile religioase. Ce este inima din punctul de vedere al medicului? Este un organ tetracameral cu o funcție de pompă aspiro-respingătoare, are dimensiunea mâinii drepte așezată în fața sternului, bate de 72 de ori pe minut în mediu și de peste 4.000 de ori pe oră. Inima bate continuu de peste 100 și ceva de mii de ori pe zi, de peste 37 de milioane sau 38 de milioane de bătăi pe an și peste aproape 3 miliarde de bătăi în toată viața. Poate inima să fie frântă? Poate inima să aibă o patologie incurabilă? Aceste întrebări sunt puse de-a lungul secolelor și medicii au răspuns afirmativ la această problemă. Dar trebuie să mai știm și câteva curiozități, că inima poate să fie de la o dimensiune extrem de mică la o dimensiune foarte mare de 680 de kilograme la balena albastră. Ce ține de inima frântă, există asemenea sindrom, se numește sindrom Takotsubo,
și se observă de multe ori, a fost descris și în practica noastră medicală ne-am întâlnit cu acest sindrom de inimă frântă, mai ales la femei, în urma unor probleme sau stresuri cauzate de diferite evenimente din viață. Ultima pacientă a fost o pacientă de 78 de ani, căreia i-a murit fiul într-un accident de mașină și a venit cu o clinică de infarct acut de miocard. Când am făcut coronarografia, am constatat că leziunile coronariene lipsesc, iar cordul se comportă ca și cum ar fi șocat, ca și cum ar fi în infarct acut. Și vedeți aici o inimă normală și o inimă care se contractă foarte bine la bază și are o formă de balon la cealaltă parte, două treimi din inimă, aici la apex, iar aici, de asemenea, o altă formă de inimă frântă. Anatomia sistemului cardiac este centrată pe morfologia pompii cardiace, de la care pleacă sau la care spre care se îndreaptă o rețea de tip arboriform de artere și vene. O inimă pompează circa 4 lingurițe de sânge la fiecare bătaie și, din punctul nostru de vedere, inima este un organ foarte frumos pe care îl simțim în spațiul 5 intercostal la apex, unde simțim șocul apexian, cu toate că inima, după cum vedeți și în imagine, nu se află în partea stângă, ci se află chiar în spatele sternului, în spatele osului cel mai important al cutiei toracice, care apără ca o platușă, ca un scut, apără inima de efectele contundente din afară. Inima are o mărime de aproximativ jumătate din lățimea toracelui și, după cum spuneam, se află în centrul cordului. Cine hrănește inima? Se alimentează inima sau nu se alimentează? În afară de faptul sau de ce spun poeții, inima se alimentează din dragoste, din iubire, din bunătate și așa mai departe, totuși noi știm că inima este alimentată de arterele coronare, care arterele coronare sunt două, artera coronară dreaptă și artera coronară stângă, care la rândul lor se împart în artera circumflexă și artera descendentă anterioară. De multe ori o să vedeți la rude, la prieteni sau la alți pacienți care au suferit o intervenție chirurgicală pe cord la care doctorul îi scrie diagnosticul de leziuni tricoronariene, iar noi știm că inima are două artere. Ei, trei coronariene le spune pentru că aceste două artere, fiecare dintre ele este extrem de importantă pentru existența noastră umană și pentru buna funcționare a inimii. Inima sau aceste artere de multe ori trebuie reparate. Sunt mai multe metode de a fi reparate și una dintre ele este bypass-ul aortocoronarian. Inima pompează sânge prin aproximativ 600 de mii de mile de ducte sanguine sau de conducte sanguine la un om și asta înseamnă probabil de două ori distanța ecuatorului sau circumferința Pământului la ecuator. Toate celulele din corp sunt vascularizate de inimă, cu excepția corneei. Cum am putea preveni bolile cardiovasculare? În concepția noastră, cu cât ești mai educat, cu atât scade riscul de apariție a bolilor cardiovasculare. Aceasta ne demonstrează și rata bolilor cardiovasculare în țările avansate economic, în țările care au un nivel mai mare de informații față de celelalte țări. Și dacă în 2000 World Development Indicators Health ne arăta că în ceea ce privește femeile între 35 și 74 de ani, România se afla pe locul 2 în
ceea ce privește frecvența mortalității de boli cardiovasculare, iar la bărbați eram pe locul 3 în acea perioadă. În 2016 am ajuns undeva pe locul 7, ceea ce înseamnă că în acești 16 ani am făcut progrese remarcabile în ceea ce privește metodele de depistare și de tratament a bolilor cardiovasculare. Și aceasta se datorează, în primul rând, diferitelor programe care au fost deschise în România, au fost inaugurate, au fost adoptate în România și finanțate de către Casa de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății din România în ceea ce privește depistarea și tratamentul bolilor cardiovasculare. Aș vrea să remarc aici programul de chirurgie cardiovasculară atât la adulți cât și la copii, programul de tratament invaziv al infarctului acut de miocard, care a început în iunie 2010, programul de tratament al patologiilor valvulare aortice prin metode transcateter început în 2015, programul de prevenție a morții subite și programul de electrofiziologie, programul de implantare de stimulatoare cardiace și așa mai departe. Sunt extrem de multe programe și aici trebuie să remarcăm și faptul că România are unul dintre cele mai performante servicii de ajutor medical de urgență din Europa și chiar din lume. Acest mult hulit de către unii smurt. În România se constată anual aproximativ 250.000 de decese și 150.000 din acestea sunt cauzate de, încă sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Și ați văzut că suntem pe locuri încă fruntașe în Uniunea Europeană în ceea ce privește morbiditatea și mortalitatea de boli cardiovasculare. La fiecare jumătate de oră un român suferă un infarct acut de miocard. Acest lucru se întâmplă nu numai în România, pentru că în toată lumea evoluția bolilor cardiovasculare este îngrijorătoare și mai ales este îngrijorător faptul că în ultimii ani, chiar și în țările foarte dezvoltate, rata mortalității de boli cardiovasculare a ajuns la un platou și nu mai scade. Avem peste 400 și ceva de milioane pe tot globul pământesc de pacienți bolnavi de boli cardiovasculare, iar aproape 9 milioane din ei au cardiopatie ischemică. S-a convenit ca în anul 2025 în Uniunea Europeană să se reducă mortalitatea de boli cardiovasculare cu 25%. Probabil România se va încadra în aceste limite sau în acești parametri dacă lucrurile vor merge așa cum au mers în ultimii ani. Bolile cardiovasculare au o multitudine de factori de risc și acești factori sunt factori variabili, cum ar fi consumul de alcool, de tutun, sedentarismul, nutriția sau dieta inadecvată, nivelul crescut de colesterol în sânge, obezitatea, diabetul zaharat, hipertensiunea și stresul cotidian. De asemenea, sunt foarte importante ereditatea și bolile congenitale. De asemenea, sunt factori care nu pot fi până acum schimbați, cum ar fi diferențele de sex. Se știe că bolnavii sau bărbații sunt mai susceptibili pentru boli cardiovasculare. American Heart Association susține că este doar o chestiune de timp până când fiecare dintre noi va dezvolta boli cardiace. Nu este o chestiune de dacă, ci de când. Indiferent de vârstă, sex sau țara de origine, boala cardiacă este o realitate care ne afectează pe noi, pe toți. Iar American College of Cardiology
prezice că necesarul de cardiologi, deci medici care se ocupă de tratamentul bolilor cardiovasculare, va crește până în 2030 cu 66%. Toată lumea ar trebui să devină conștientă de impactul pe care îl va avea, pe care îl vor avea bolile cardiovasculare în următorii ani. Care este rolul chirurgului cardiovascular? Când am venit în Iași, la Institutul de Boli Cardiovasculare, se numea Centrul de Cardiologie, foarte mulți cardiologi și medici îmi trimiteau pacienții pentru o ultimă speranță. Ziceau, domnul doctor, i-am dat tot felul de medicamente, buline, tot felul de tratamente, nu mai am ce-i face și îl trimit dumneavoastră, poate o să-l salvați. De multe ori, chirurgia cardiovasculară nu este ultima speranță a pacienților, ci este prima speranță a pacienților, pentru că dacă boala este diagnosticată la timp și este îndrumat pacientul către chirurgie cardiovasculară, acel pacient, după intervenția chirurgicală, poate să facă aceleași activități pe care le făcea înainte de operație sau chiar în condiții mai bune. Poate să, cum le spun eu pacienților mei, pot să tragi coasa, pot să prășești, pot să sapi, pot să joci tenis, pot să dansezi și codreneasca și foxtrotul și hora moldovenească. Scopul vieții umane este de a fi util, arăta compasiune și dorința de a ajuta pe alții. Acesta este și scopul chirurgiei cardiovasculare, care este o indicație majoră pentru valorizarea vieții. Există numeroase studii care fac conexiuni între religie, spiritualitate și starea de sănătate a sistemului cardiovascular. Aici aveți studiile care au fost, vedeți cât de multe studii se fac în lumea asta, în ceea ce privește religia, spiritualitatea și, numărul lor, corelația cu bolile cardiovasculare. Chirurgia cardiovasculară evoluează continuu, de la incizii mari la incizii mici, de la chirurgie laborioasă la chirurgie mini-invazivă, iar valoarea în chirurgie cardiovasculară este condiționată de experiență, de învățare, de training și continuă ancorare în tehnicile și tehnologiile moderne. Având în vedere relația dintre religie, spiritualitate și factori de risc pentru patologia cardiovasculară, numiți anterior, putem afirma faptul că acei pacienți care sunt mai influențați de religie sau spiritualitate ar putea prezenta un prognostic mai favorabil atunci când discutăm despre diferiți factori de risc în bolile cardiovasculare. Am observat că pacienții credincioși, pacienții care se roagă la lui Dumnezeu, pot trece mai ușor și trec mai ușor peste situația grea după intervenția chirurgicală. Care este calea spre inimă? Din punct de vedere chirurgical, avem mai multe tipuri de abord. Avem abordul mini-invaziv, avem abordul sternotomie medială sau mini-sternotomie, avem abordul deschis, direct, al inimii umane prin sternotomie, avem chirurgia port-acces, prin care operația se realizează prin intermediul a câteva mici incizii, iar observarea procedurii sau urmărirea acestei proceduri se efectuează prin intermediul unui endoscop. Atașarea aparatului de circulație extracorporeală se face prin venă și artera femorală sau prin alte zone. Aici vedeți tehnica de intervenție chirurgicală, schematic, bineînțeles, iar în parte de sus, stânga, o imagine din sala de operație, tehnica de bypass aortocoronarian prin mini-incizii. Bineînțeles, aceste mini-incizii pot să fie extrem de complexe atunci când se folosește robotul. Aici
avem imagini cu folosirea robotului Da Vinci în, în intervențiile chirurgicale. Dar pentru a micșora traumatismul și pentru a micșora suferința pacientului, se folosesc proceduri hibride cardiovasculare, care reprezintă combinarea într-o singură etapă a câtorva proceduri, cum ar fi procedurile chirurgicale deschise sau mini-invazive, cu procedurile intervenționale sau procedurile endovasculare. Lucru pe care îl facem aici la noi, la Iași, și calea de abord sau calea spre inimă poate fi în diferite moduri, în afară de cele clasice de pe care vi le-am arătat anterior, poate să fie artera subclavie dreaptă sau stângă, abordul transaortic, abordul transfemoral sau abordul transapical, mai ales în intervențiile de înlocuire valvulară aortică transcateter, așa zis TAVI. Aici aveți două scheme de abord transapical și abord transfemoral în situațiile de înlocuire valvulară aortică. Aici, schematic de asemenea, aveți abordul transapical prin care o teacă se introduce printr-o incizie la apexul cordului, o incizie în zona toracică de 3-5 cm și se deschide apexul cordului, se introduce o teacă, se introduce un ghid în valva aortică, ulterior un device cu valva premontată pornește un pacemaker, o stimulare la 180 de bătăi pe minut pentru a micșora presiunea pacientului și se administrează această valvă în poziție aortică, care funcționează perfect. Aici vedeți aceeași procedură efectuată în clinica noastră, diferite etape cu poziționarea, aici avem incizia, vedeți? Aici poziționarea device-ului, aici umflarea balonului și poziționarea valvei și rezultatul final cu valva aortică în poziție, proteza aortică în poziție. Vedeți niște fire aici de sârmă, acestea sunt fire de sutura sternului, deci pacientul suferise o intervenție chirurgicală pe cord înainte. Acesta era un pacient care în urmă cu 23 de ani fusese operat la Fundeni de către subsemnatul și ulterior a venit aici pentru că în afară de bypass aortocoronarian care îl făcusem, a suferit și o modificare a valvei aortice. Iar bypassurile fiind funcționale, era foarte periculos să ajungem la ele sau la cordul pacientului pe cale clasică. Aici avem altă cale de abord spre inimă transvenoasă pentru o plastie a valvei mitrale percutană prin acest acces transvenos, așa zisă procedură al fierii. Iar aici abordul transfemural, transarterial femural pentru același tip de proteză aortică, această teacă se introduce în artera femurală printr-o incizie de 1 cm în zona inghinală și se introduce un balon în zona patologică a valvei aortice, se predilată, ulterior, tot prin această teacă se introduce proteza, aici vedeți proteza, se trage balonul înăuntru protezei și ulterior se trece prin arcul aortic, care este de asemenea o procedură destul de complexă pentru a trece pe aici, pentru că aorta, vedeți, are o formă mai specială. Se poziționează în zona valvei bolnave și se implantează valva. Această procedură pentru moment în România este indicată pacienților cu factori majori de risc la care nu se pot face intervenții chirurgicale, dar
pe parcurs, probabil vom ajunge să operăm în acest fel pe toți pacienții care au această patologie, cu excepția celor care nu au indicație pentru valva transcateter, deci intervenția chirurgicală va fi foarte limitată, intervenția chirurgicală clasică. Aici, aceeași procedură o vedeți efectuată în clinica noastră, cu abordul în cateterului, cu poziționarea valvei, cu în poziționarea ei în zona și gonflarea balonului, aici aveți balonul umflat și rezultatul final al protezării transfemurale. Câteva cuvinte despre institutul nostru. Este o unitate spitalicească care acordă tratamente de ordin terțiar, de cel mai înalt nivel de importanță națională, dar avem numai 130 de paturi. În schimb, anual tratăm pe aceste 130 de paturi în jur de 34.000 de pacienți. Este singurul centru dintr-o zonă extrem de vastă a României, cu toate că avem pacienți și de prin Tulcea, și de prin Buzău, și de prin alte zone ale țării, chiar și din București. Chirurgia cardiovasculară începe cu oprirea inimii și se termină cu pornirea inimii. Deci, unica situație a existenței umane când inima se odihnește. De altfel, inima nu se odihnește niciodată decât atunci când se află pacientul pe masă de operație în fața unui chirurg cardiovascular. După chirurgia cardiacă urmează terapie intensivă, unde în jurul pacientului mișună, ca să spunem așa în ghilimele, sau de acest pacient au grijă o întreagă echipă de medici și asistente și infirmiere, care dacă le numărăm numai pentru un singur pacient în sala de operație funcționează sau lucrează vreo 14 persoane, iar ulterior tot cam atâtea lucrează în terapie intensivă, fără sau cu excepția celor care tratează ulterior pacientul pe secție, și acolo mai sunt încă vreo 15 persoane pentru fiecare pacient în parte. Bolile cardiace atacă toate vârstele, de la naștere și până la 100 de ani. Cea mai vârstnică pacientă la noi a fost o pacientă de 100 de ani fără 2 săptămâni, care a suferit o intervenție chirurgicală, iar cel mai mic pacient a fost un pacient de 7 zile. O statistică efectuată în 2019 în 15 țări ale lumii au arătat că 49,2% din rudele pacienților cu malformații congenitale cardiace se considerau credincioși. La noi în țară acest număr este mult mai mare, aproximativ 55% din întreaga populație a României se consideră sau se declară credincioși, iar în majoritatea țărilor incluse în acest studiu, religia sau spiritualitatea se asociază pozitiv cu calitatea și gradul de satisfacție sau cu calitatea vieții și gradul de satisfacție a vieții la pacienți. Deci, religia este o sursă de putere interioară și aderență la tratamentele chirurgicale, atât la copii cât și la familiile lor din care acești copii provin. Religia este un determinant social al stării de sănătate a unui popor. Boala coronariană, de asemenea, au fost efectuate studii în ceea ce privește relația dintre religie și reactivitatea cardiovasculară.
care arată că la pacienții religioși avem o variație a pulsului sau a lurii ventriculare după chirurgia cardiovasculară mai puțin frecventă decât la cei necredincioși. Iar în alte 11 studii, 69% din pacienți demonstrează o relație semnificativă între religie, spiritualitate și rezultate pozitive ale intervențiilor chirurgicale cardiovasculare. De asemenea, acești pacienți au niveluri mai scăzute de markeri inflamatori, precum proteina C reactivă sau fibrinogenul. În Israel s-a efectuat de asemenea de către Friedlander un studiu pe 539 de pacienți care suferau de un infarct miocardic, un grup de control de 686 de pacienți fără patologie cardiacă, și au constatat că la bărbații laici, deci cei care au declarat că nu cred în Dumnezeu, aceștia asociază de peste 4 ori mai des sau mai frecvent riscul de infarct acut de miocard decât bărbații religioși, iar la femei, laici, de peste 7 ori mai mult a survenit infarctul miocard decât la persoanele religioase. Deci persoanele care au avut infarct de miocard au declarat, 51% din bărbați și 50% din femei au negat apartenența la un cult religios, pe când din cei laici numai 21% la bărbați și 16% din femei au, mai bine zis, din cei care au fost în grupul de control, care nu au avut infarct acut de miocard, au declarat că sunt atei. Deci în jur de 80% la femei și aproape 80-79% din bărbații credincioși au fost protejați de un infarct acut de miocard. În clinica noastră, deci, cum spuneam, bypassul aortocoronarian este una din metodele de tratament al cardiopatiei ischemice și aici aveți rata de supraviețuire. La 16 ani, 72% din pacienții operați prin bypass aortocoronarian total arterial supraviețuiesc, ceea ce este o cifră foarte importantă sau impresionantă, având în vedere că majoritatea acestor pacienți au o vârstă de peste 65 de ani la intervenția chirurgicală. Hipertensiunea arterială, de asemenea, are relație cu credința și spiritualitatea. Deci 63 de studii care măsoară raportul dintre gradul de adicție la religie și diagnosticul de hipertensiune arterială. Pacienții credincioși sunt mai calmi și au o tensiune arterială mai aproape de normal. Raportul este semnificativ la persoane de pe continentul african, apoi urmează europenii și, în sfârșit, cei de pe continentul american. De asemenea, rata de supraviețuire a pacienților operați pentru leziuni valvulare este mai bună la pacienții credincioși. Și o altă întrebare care se pune de multe ori unii pacienți ajungând în stadii foarte avansate ale bolii, dacă există pacienți inoperabili sau există contraindicații pentru intervențiile chirurgicale. Și, bineînțeles, există. În ultimul timp, vârsta n-ar mai fi o contraindicație pentru intervenția chirurgicală, dar este conceptul de frailty sau de fragilitate. Fragilitatea pacientului este o contraindicație pentru intervenția chirurgicală, pentru este un factor de risc independent al prognosticului nefavorabil în bolile cardiovasculare și în chirurgia cardiovasculară. Recuperarea cardiovasculară, de asemenea, depinde de nivelul spiritualității pacientului și a
cadrelor medicale care au grijă de acest pacient și punctele care susțin această integrare a spiritualității în practica medicală sunt, în primul rând, ignorarea nevoilor spirituale ale pacientului. Dacă implică o luptă interioară în relație cu religia, poate influența negativ sănătatea și crește rata mortalității independent de starea biologică sau mentală. Deci religia și spiritualitatea influențează capacitatea pacientului de a face față bolii. De asemenea, modelează deciziile pacienților privind boala. Poate intra în conflict cu modalitățile de tratament și influențează compleanța la tratament la unii pacienți. Sunt pacienți, și îi dau aici exemplu pe martorii lui Jehova, care refuză să primească transfuzie de sânge pentru orice patologie, ceea ce creează unele probleme în ceea ce privește tratamentul acestor pacienți, dar pe de altă parte creează premize pentru dezvoltarea științei și găsirea unor altor modalități de tratament în asemenea situații. De asemenea, credința cadrelor medicale influențează deseori deciziile medicale luate și pot afecta tipul de îngrijiri pe care aceștia le oferă pacienților. Un coleg de-al meu din Statele Unite ale Americii mi-a relatat o situație, a intrat la el un pacient în cabinet și a zis: domnule doctor, am venit să te întreb dacă crezi în Dumnezeu. Doctorul s-a uitat la el și a zis: da. Bine, atunci eu am venit la dumneata să mă operez. Deci a fost o întrebare la care eu am răspuns sincer, pentru că, într-adevăr, eu sunt credincios, iar pacientul vroia neapărat să se opereze la cineva care crede în Dumnezeu. Deci atunci când avem un medic laic, trebuie să avem grijă de pacientul credincios și invers, dacă doctorul este practicant a unei confesiuni religioase, trebuie să fie foarte atent în situația când are un pacient religios sau invers. De aceea, în Statele Unite ale Americii, unde am vizitat un spital imens, Carolina's Medical Center, am ținut și cursuri studenților acolo, am observat că au în spital o biserică care de câteva ori pe zi își schimba fața. Deci de la ora 9 până la ora 10 era ortodoxă, de la 10 până la 11 era catolică, apoi era cultul mozaic, cultul musulman, prin simplu fapt că apăsau pe niște butoane și se schimba interiorul acestei locații. Am întrebat dacă este bine ceea ce fac și n-ar fi fost mai bine să facă pentru fiecare cult o zonă de rugăciune. Ne-au spus că nu au spațiu pentru toate și în felul acesta au zis că avem un Dumnezeu, Dumnezeu este unul, fiecare se roagă acestui Dumnezeu în felul lui și trebuie să te satisfacem dorințele fiecăruia ca el să poată să treacă mai ușor peste boală. Explicația mi-a plăcut, noi încă n-am ajuns la asemenea situații, cu toate că în țara noastră cultul ortodox probabil este dominant și avem vreo 87% din cetățenii noștri care sunt creștini ortodoxi, dar și pentru ceilalți ar trebui să găsim unele modalități de a-i ajuta. Deci, evoluția chirurgiei cardiovasculare demonstrează o corelație dintre nivelul de spiritualitate și bolile cardiovasculare, pornind de la incizii mari până la incizii mini-invazive. Reflecțiile privind practica clinică și spiritualitatea sunt rezultatul unui introspecții la care puțin dintre noi suntem dispuși temporal sau contextual să aderăm. Dumnezeu nu este negat sau disputat în chirurgia cardiovasculară. Dumnezeu este inclus în practica
medico-chirurgicală. Un samaritean foarte bolnav se ruga intens lui Dumnezeu să fie vindecat. S-a rugat o zi, s-a rugat două, s-a rugat trei și i-a venit o supărare. A zis: Doamne, de ce data trecută când eram în pustiu m-ai tratat, iar acum mă rog mai intens și cu mai multă râvnă și nu mă ajuți? Și atunci Dumnezeu i-a zis: data trecută erai în pustiu, erai singur, acum ești în oraș, iar în oraș sunt medici, du-te la medic și prin mâinile lor eu te voi vindeca. Iar Iisus Hristos a spus că legea, cu cea mai mare importanță, cea necesară moștenirii vieții eterne, este: îl vei iubi pe Dumnezeu, pe Dumnezeul tău, cu toată inima, sufletul și mintea. În opinia noastră, inima este domeniul comun al religiei, al spiritualității și al medicinii. Iar la sfârșit vreau să vă spun că de profesie sunt român ortodox și am ales să trăiesc și să muncesc aici, într-o țară, unde se zice că nu se poate face. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, eu zic că vom reuși și vom ajunge la rezultate foarte bune. Vă mulțumesc! Thank you.